Doamnelor și domnilor, urmează decernarea premiului de excelență pentru întreaga carieră. Foarte bine ai făcut. Este premiul tradițional al revistei Cariere, care se decernează onorific în fiecare an unui singur personaj performant, inspirațional, revoluționar, emblematic în domeniul în care activează, pentru filozofia și sensul următorilor ani ai României. Premiul se numește În slujba oamenilor. România are nevoie de valori. Acestea îți dau încredere, respect, convingere. Stabilizează societatea și o împing înainte. Generația tânără are nevoie de modele, are nevoie de inspirație, de principii sănătoase pe care să se poată construi. Cu respect și admirație pentru întreaga activitate profesională, astăzi, la 20 de ani de revistă Cariere, avem deosebită onoare de a-l aduce în fața dumneavoastră pe neurochirurgul, academician, profesor, doctor Leon Dănăilă, către care merge acest premiu de excelență. Această primire excelentă mă onorează premiul respectiv. Este o organizare foarte frumoasă, foarte bună și cu actori de înaltă clasă. Sigur că în decursul activității mele am făcut o mulțime de beneficii pentru România, pentru oameni. Am spus chiar că pentru mine viața înseamnă ceilalți. Datorită specializărilor pe care le-am făcut în toate țările lumii, am reușit să fac pentru România ceva foarte interesant și foarte bun. Am reușit să scad mortalitatea operatorii neurochirurgicale de la 60% la 4%, la sub 4%. Adică am iubit... cu eforturi, am iubit foarte mult oamenii și am făcut totul pentru ei. Am publicat apoi, în decursul activității mele, 61 de cărți, unele în limba engleză, care sunt vândute pe întreg globul pământesc. Cercetările mele sunt cunoscute în afara țării, astfel încât am adus România la cunoștința comunității științifice naționale, dar și internaționale. Sigur că dacă cineva dorește să rămână cunoscut, trebuie să scrie ceva care merită să fie citit sau să facă ceva care merită să fie scris. Dostoevski a spus, cartea este cel mai solid monument, deși este făcut din hârtie. Sigur că aceasta este o muncă foarte mare, dar mi-am făcut și unii dușmani, am primit multe picioare în partea pe care șed, dar totuși am mers înainte și am făcut progrese cât am putut. Am făcut cercetare în special, care este recunoscută și citată de mari autori și savanți din întreaga lume. Sigur că toate acestea au necesitat efort, au necesitat zile și nopți pierdute, au necesitat
o parte din viața mea să o dau oamenilor. Și așa am făcut și oamenii mă iubesc foarte mult. Astfel încât nu-mi pare rău de ce am făcut și de ce am executat până în momentul de față, adică în decursul celor peste 60 de ani de activitate neurochirurgicală. Sigur, e o viață de om, dar să știți că și în momentul de față eu operez și îmi văd de viața bolnavilor. Prefer oricum să fac operații decât să particip la evenimente, în sfârșit, decât foarte rar de acest tip. Eu vă mulțumesc pentru aplauze și vă promit că și de acum înainte o să fac totul pentru oameni. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Și la sfârșitul acestei seri absolut minunate. Sper că a fost o seară frumoasă, memorabilă, să dea Dumnezeu și peste 20 de ani în aceeași formulă să ne întâlnim aici și să fim la fel de tineri și de veseli. Încă o dată vreau să felicit din tot sufletul meu nominalizații și să fac o adâncă reverență în fața celor care au străbătut jumătate de țară ca să fie în această seară cu noi. Vă mulțumim din suflet! Ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Mulțumim că ați fost cu noi în această seară. Vă dorim o seară frumoasă și sărbători cu bine tuturor. Mulțumim. 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 Și bineînțeles, eu trebuie să mulțumesc încă o dată celor care au dat strălucire acestei seri. Partenerilor noștri, Ascendis, Kruk, Samsung, Rompetrol, Terapia Aquacarpatica, Interbrands Obico, Flex, Philip Morris România, Afidea, Spitale în străinătate, Cognite și Alpha Bank. Și partenerilor de organizare, Hotel Cismigiu, Prom Art Creativ, în special doamnei Cristescu pentru momentele artistice, Nespresso, Cramele Basilescu, Cofetăria Zora, En Roz, Alexandrion Group, Heidi, Alessia Ienco, Zarea și Yoko. Mulțumim frumos, vă poftim la cocktail, sărbători fericite! Sărbători.